Deșteptarea. Nu ar trebui să-și piardă permisul de conducere și dreptul de a mai conduce tot felul de vehicule pe drumurile din țară și nu numai. Una dintre acele întâmplări care cutremură națiile s-a petrecut în București. Probabil că cei mai mulți dintre voi știți acest lucru. Este vorba de moartea unui bărbat care tehnic a fost împins sub o mașină în urma unei altercații în trafic în București. Probabil nu vă miră că am ajuns aici, pentru că nervii sunt omniprezenți în orașul acesta. Este aglomerat, lumea e nervoasă, sătulă de așteptare și nu reușim să ne gestionăm nervii. Întâmplarea, pentru cine nu știe, sună în felul următor. Un motociclist a fost șicanat, cel puțin așa relatează martorii, astea sunt primele informații, da? A fost șicanat de un bărbat aflat pe o trotinetă electrică, știți genul acela de trotinete. Aparent, cel care se afla pe trotinetă l-ar fi împiedicat pe motociclist să-l depășească de câteva ori, adică i-a stat în față. La un moment dat, motociclistul reușește să-l depășească, dar în loc să-și vadă de drumul și de viața lui, se oprește la următoarea intersecție, coboară de pe motocicletă și l-așteaptă pe omul cu trotineta, îl se îndreaptă către acesta, aruncă cu casca în el, cel de pe trotinetă se dezechilibrează și cade în fața unei mașini care venea din sens opus și care trece peste el. Ai putea zice că e o ceartă între doi adolescenți care, eu știu, își pierd cumpătul mai repede, însă motociclistul are 52 de ani, iar bărbatul care conducea trotineta electrică și și-a pierdut viața, din păcate, avea 39. Da, oameni maturi. Oameni maturi, da. Oameni maturi, oameni care puteau să găsească resurse să evite o astfel de nenorocire. Întrebarea e cum de n-au reușit. Deocamdată justiția merge și își face treaba. Cel care a provocat agresiunea, că ea nu mai are loc, cum să zic, ea nu mai ține de codul rutier, aici e alt tip de agresiune, cel motociclistul este arestat pentru 30 de zile, va urma un proces, dar ce folos? Adică răul care nu poate fi reparat a fost comis. Întrebarea pe care ne-o punem astăzi este: cum se poate întâmpla așa ceva? Ce se întâmplă în creierul unor oameni și cum putem gestiona astfel de momente? Asta l-am solicitat pe Gelu Duminică, sociolog de profesie. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Sau cum ai descrie fenomenul pe care l-ai văzut, această întâmplare care ne-a îngrozit pe toți? Orice de aiurea ar spune, parte din natura umană. Dar natura umană este și agresivă. Și nu uitați că omul este singurul animal care face rău altui om, dar din plăcere. Nu neapărat pentru supraviețuire, nu neapărat pentru, știu, a satisface nevoile primare, dar ci pur și simplu pentru că așa vrea. E, ceea ce am văzut astăzi este parte din, astăzi, în acest eveniment, este parte din natura umană, pe care, din păcate, o vedem destul de des în jurul nostru și pe care nu alegem de multe ori să ignorăm. Și reacțiile astea de obicei scot cei mai buni și cei mai rău din fiecare. Unii tolerează, cum ziceați dumneavoastră, își văd de drum și încearcă să ignore, alții simt nevoia să răspundă. Da, cu aceeași monedă sau chiar mai dur. Asta am văzut. Adică nu ar trebui să ne surprindă oricât de dur ar fi fenomenul, pentru că, din păcate, vedem astfel de chestiuni mai des decât am vrea să le vedem. Are o influență modul în care trăim în orașele mari, aglomerația de pe drum, știu eu, încetineala cu care mergem, așteptarea ca noi să ajungem mai repede? Este generată de? Nu. Are influență? Da. Știți, comportamentele, atitudinile și valorile sunt dezvoltate încă din etapa de educație timpurie, primii 7 ani de acasă. Dar unii dintre noi învățăm să gestionăm trăirile astea, alții nu. Unii dintre noi am fost învățați cu: dacă cineva te supără, dă-i un pumn în gură.
Da? Alții au fost învățați, vezi, de treaba ta, cel puternic cedează. Da? E o dovadă de putere în momentul în care îți vezi de drum mai departe. Alții consideră că mușchii mei, cum e, pumnii mei, cum era aia? Pumnii mei minte nu are, da. Da. Așa, da, și o pun în aplicare. Șmecheria, sub toate formele ei, da, e destul de prezentă. Unii își arată șmecheria prin etalarea bunurilor pe care le au, alții prin faptul că sar linia și au tratament preferențial, alții prin faptul că dau cu pumnul, alții aruncă cu cască, alții se șfănează în trafic, alții te înjură, îți arată semne obscene și așa mai departe. E o formă de superioritate pe care, din păcate, mulți dintre noi nici măcar nu conștientizăm că e superioritate. E lipsă de respect. Dacă ar fi să sumarizez într-un singur cuvânt, cam ăsta ar fi cuvântul. Respect. Dar respectul se învață. Nu uitați că nu este o caracteristică și o însușire înnăscută pe care o dobândim prin naștere, ci prin educație. Educație sub toate formele ei. Dați-ne un sfat. Pe toți ne iau dracii în trafic, mai ales în România. Sună simplu, dar e foarte greu de făcut. Să te comporți cu ceilalți exact cum ai vrea să ceilalți să se comporte cu tine. Și asta e valabil pentru toate zonele de conviețuire socială. Da, e foarte complicat. Sună simplu, știi? Da, dar e foarte complicat. Pentru că unii dintre noi mustim a superioritate, mustim a misoginism, mustim a rasism, mustim a tot felul de mizerii de genul ăsta, care, din nou, repet, fac parte din caracteristicile omului. Adică să nu ne surprindă în momentul în care vedem omul în toată splendoarea lui, și în urâțenie, și în frumusețe. De data asta am văzut urâțenia. Da? De data asta. Altă dată putem să vedem și solidaritatea, iubirea, altruismul și așa mai departe, care e tot partea caracteristicilor omului. Adică omul este destul de complex. Există și oameni buni, există și oameni răi, există și oameni care reușesc să-și împlineze pornirile de toate felurile, există și oameni care nu reușesc să facă chestia asta. Există și oameni care se consideră mici dumnezei, asta am văzut aici. Da, și care cred că pot dispune de viața celuilalt după bunul plac, de siguranța celuilalt, de trupul celuilalt și așa mai departe. O vedem, repet, mai des decât vă închipuiți. Da, de la oamenii care, bărbații care dispun de trupul femei după bunul plac, de la cei care consideră că a avea o culoare îl transformă în inferior, până la cei care, uite, da, consideră că trebuie să-și facă dreptatea cu pumnul, cu barul, cu pistolul, cu forța. Nu, din păcate, repet, natura umană. Gelu Duminică, sociolog, mulțumesc tare mult pentru prezență în deșteptarea de vară. Eu zic, Radu, că cel mai bine este să lași de la tine, adică te enervează. Te e ușor de spus. Știu. Cred că ar trebui totuși să învățăm niște tehnici de autocontrol și vorbesc foarte serios, pentru că, așa cum ai spus și tu, pe toți ne apucă dracii la un moment dat, da, mai ales în trafic, știi? E momentul ăla, dacă știi cum să te calmezi, ar fi un... Mie mi-a zis o doamnă psiholog că furia durează 90 de secunde. Alea 90 de secunde. Alea sunt cele mai periculoase, da? Da. Te întorci și pleci. Te întorci cu spatele și pleci. Trage aer în piept, numeri până la 10, exact cum era în filmul ăla. Lasă de la tine, e mai bine. Ar trebui să căutăm informații pe tema asta și fiecare să învețe o tehnică de a se calma. O să aducem în toamnă aici, uite, să anunțăm în premieră, încă nu facem toate anunțurile, dar măcar așa. O să aducem la Europa FM un program special care să ne învețe și lucrul acesta. În toamna asta o să povestim mai multe la momentul cuvenit. Pentru că, pentru a-l cita din nou pe sociologul Gelu Duminică, uite, dintr-o prostie, unul a ajuns în groapă, unul în arest. Deșteptarea